Ne-am întors la Neața. Datoria noastră este 1. Să vă ținem informați, 2. Să rezistăm până la ora 12. Ramona le are pe amândouă. Este și o tipă rezistentă. A avut și o tinerețe mai grea. Se vede clar că duce mult. Mamă, ce glumă aveam, dar nu pot să zic la televizor. Exact, Ramona, lasă-ne pe noi cu glumele. Doar că sunt o persoană mai fragilă și... Păi da, da, păi tu ești ca vița de... Ce, cauți o comparație acum? Caut-o, e ca... Vitis. Nu-ți funcționează... Ești ca trestia... De baltă. Da. Pilodendronul, cum a zis ieri la frumoasa emisiune. Ești ca nufărul. Ești rară, dar vie, dar nu, stau broaștele. Dacă pe ești vie, de ce nu faci struguri? Hai să lăsăm complimentele, e vreme care bună. Care complimente? Că nu mi-ai adus unul bun. Asta cu broasca n-a fost bună? Da, foarte bună, e ok. Aștepți complimente de la o fecioară, e bine că aștepți. Am mai primit. E vreme frumoasă. Da, nu prea. Bună dimineața. A fost ieri aproape 30 de grade în București. Și mai sunt și astăzi temperaturi frumoase. Uite, 28-29 de grade până la prânz, când o să înceapă precipitațiile. Precipitații prezente prin vestul teritoriului, prin sud, prin centru și poate și prin Moldova. Vor fi precipitații sub formă de aversă, vor fi și fenomene electrice și poate chiar și căderi de grindină și, bineînțeles, intensificări ale vântului în aceste zone. Mâine mai scad temperaturile și în continuare păstrăm aceste precipitații în mare parte din țară, ca să nu mai spun că weekendul va fi plin cu ploi, peste tot, pe tot parcursul zilei aproape. Uite și tu cum arată harta și tot așa o scăzut temperaturile, ori să scadă pentru weekend, maxime de până la 24-25 de grade. Mai bine nu tocmai bine. Pentru weekend. Ai zis că pleci undeva cu mașini, cu ceva. Nu, nu. Nu, weekend stau pe graj, cum se zice în domeniul nostru. Da. Stau pe graj să mă refac. În ce domeniu? Zootehnie. N-ai venit aici să mă încurci? Era o formulare. Am înțeles. Nu, ai zis că la noi în domeniu și nu știam care e domeniu.